Valentin Popa, rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, este de părere că Universitatea Cuza din Iași ar dori oricând un campus precum cel de la Suceava. Nu vă ascund faptul că cei de la Cuza ne primesc oricând cu brațele deschise. Pentru că, sigur, că așa campus frumos nu au. Dar ce avantaj ar putea să aibă de faptul că au campus frumos aflat la 150 de kilometri? Popa a explicat că fuziunea dintre cele două instituții academice nu ar fi avantajoasă nici pentru Suceava și nici pentru Iași. De ce aleg studenții Suceava să facă literele și nu facă la Iași? Pentru că sunt mai aproape de casă, nu? Și dacă le iei acest prilej, adică ai să câștigi mai mult în partea aia la alte studenți, s-ar putea ca dacă tot se duc de acasă să nu se mai duc la Iași, să ducă la Cluj. Pentru că principalul, pentru că avem studenți aici mulți, este faptul că e colegiul dintr-o regiune, noi avem statisticile foarte clare din punctul de vedere. Deci strângem foarte mulți studenți din Suceava, Botoșani și puțin din limitrofele Suceavei. Eu consider că nu există un avantaj dacă noi fuzionăm. Dar dacă va trebui, că altfel nu avem cum, da? Dacă nu reușim să menținem cadre aici, să reușim să facem și noi o masă critică, să facem excelență în universitate, sigur, va fi luată în discuție și această situație. Ministerul Educației încurajează fuziunile dintre universități. Ministerul ar vrea ca în România să rămână doar 12 mari instituții academice.